Salut, Lei! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 19 septembrie, 25 septembrie, o săptămână pentru care veți primi și horoscopul. Să vedem ce spune tarotul pentru voi, lei. Marea preoteasă. Marea preoteasă poate să reprezinte o femeie matură, cu ascendent, zodie sau lună plină, în rac sau în scorpion. O femeie care, am putea spune, are două aspecte, acelea benefice, dar și cele malefice. Este o femeie care deține cunoașterea. Mai este considerată această arcană Lilith. Lilith este cea care deține cunoașterea. Acea cunoaștere care poate să o elibereze sau poate să o robească în funcție de greșelile pe care le face. Este o femeie care s-ar putea să încerce să vă afle secretele. Dacă puteți voi să-i aflați un secret ei, o să vă fie destul de ușor, fiindcă veți putea folosi acel secret. Veți avea și voi o parte de cunoaștere. Haideți să vedem voi, lei. Voi, lei, n-aveți o săptămână prea ușoară. Aveți tot timp, aveți o perioadă de blocaje în ceea ce ați vrea să faceți voi personal. Poate să fie legat de voi, să fiți nemulțumiți, nemulțumiți de cum arătați, nemulțumiți de ținuta pe care o aveți, să vă gândiți să schimbați ceva și să vă loviți de blocaje, să nu vi se potrivească, eu știu, hainele, ceva care vă blochează personal și vă deranjează acest lucru, dar în final veți trece peste această situație, dar e o stare de incomoditate, vă dă acel, să spun, stare de incomodă. Nu vă e comod cu voi, cum vă simțiți voi, nu sunteți voi în pielea voastră. Legat de ceea ce vă aduce bucurie, fericire. Poate să fie o creativitate. Fiindcă avem monede, ne gândim la creativitate. Ceva ce ați creat voi și vă aduce bucurie. Poate să fie distracție, poate să fie jocuri, poate să fie cineva care se distrează, nu? Eu știu, jucând la lot. Sau investind bani în bursă, orice. Deci care vă aduce vouă bucurie. Dar și resurse, fiindcă aici apare o contestare a resurselor voastre, a bunurilor voastre materiale. Cineva vă contestă aceste bunuri materiale, consideră că ați făcut ceva care nu este corect și vă creează o situație neplăcută, această contestare. Nu puteți face cam nimic, fiindcă nu este o avere, este o situație normală. Și în cunoaștere sau în călătorii, o cunoaștere aprofundată legată de cursuri sau legată de un examen, voi sunteți fericiți, vă bucurați. Cum să spun, arătați această fericire, că plecați într-o excursie, că plecați într-o călătorie lungă și vă doriți căldură, strălucire, sunteți lei, vreți această căldură a soarelui, strălucirea, să străluciți, să fiți vizibili, să fiți ascultați de ceilalți, să puteți să vă impuneți.
Bine este ca această fericire să o păstrați în sanctuarul inimii voastre, fiindcă soarele poate să întrețină viața atâta timp cât are ce evapora sau să distrugă viața când nu are ce evapora. Resursele. Resursele voastre sunt cumva legate de un prinț de cupe, dar prințul ăsta de cupe e un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești, dar nenorocirea este că este o persoană care cheltuie foarte mult și foarte ușor. Îi place să își creeze o atmosferă plăcută, să călătorească, să fie admirat de ceilalți, să ofere daruri. Pare să fie ca un fel de curtezan și el foarte repede își termină banii. Poate să vă afecteze și pe voi, să fiți chiar voi, sau dacă nu, să fie o persoană care are acces direct la resursele voastre și vi le folosește. Iar voi sunteți de acord cu acest lucru, fiindcă țineți foarte mult la acest bărbat. La locul de muncă, voi vă creați iluzii. Vă amăgiți singuri. Este 7 de cupe, amăgire, iluzii, un fel de Fata Morgana. Vă creați iluzia în genul că veți fi văzuți foarte bine, veți avea un proiect care va aduce resurse foarte bune și nu veți da atenție la aceste cheltuieli făcute de prințul de cupe și riscați. Deci este un fel de Fata Morgana. Voi vă faceți aceste iluzii și veți vedea că, de fapt, aceste cupe pot ascunde altceva. Legat de cariera voastră sau de menirea voastră, veți avea o sărbare, veți serba o reușită. Veți serba reușita unei prietene sau a unui prieten sau reușita a voastră. Este o serbare, o distracție, arătați celorlalți această distracție a voastră, bucurie. Vă bucurați efectiv de această situație. Cunoașteți persoane noi, cunoașteți relații, vă faceți relații noi, arătați persoanelor celorlalte relația pe care o aveți, vă simțiți bine într-un cuvânt. Comunicați foarte bine cu cei de acasă sau comunicați foarte bine cu apropiații, cu vecinii legat de o casă. Cu vecinii unde vreți voi să faceți o investiție, unde vă doriți voi o casă. Deci poate să fie, eu știu, o casă unde vă doriți și vă preocupă acest lucru. Sau discutați cu frați, cu surori, cu verberișoare că vreți să investiți într-o locuință, într-o casă, să cumpărați, să închiriați sau să o modernizați. Deci, sunteți preocupați de această casă. Este discuția, comunicarea voastră. Deci, comunicați cu persoane apropiate vouă, vecini. Vecini care sunt probabil legați de această casă. Și vă bucurați. În schimb, legat de un contract, de o asociere sau poate chiar de un proces, aveți o așteptare lungă. Poate că ați semnat un contract, ați făcut un contract și acum așteptați să primiți rodul acestui contract, să primiți avantajele și, de fapt, sunteți într-o așteptare, fiindcă nu primiți nimic. Este o așteptare lungă care nu
Vă da așa numai o iluzie că o să primiți răspunsul. Răspunsul sau ceea ce sperați să se materializeze. Și legat de relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale, aveți o pierdere. Este o pierdere pe care nu puteți să o recuperați. Nu este o plată. Nu plătiți ceva anume, ci pur și simplu o valoare pe care voi o considerați că o aveați, un contract pe care îl aveați, va aduce o pierdere. O relație de prietenie și în această relație de prietenie, de a protectorat, vă vedeți cu o pierdere. Aveți în cămin, în familie, relații cu trecutul. Poate vă vizitați părinții, poate vă întâlniți cu persoane din trecut, cu prieteni din trecut, prietene, și vă simțiți foarte bine, vă aduceți aminte de evenimentele pe care le-ați trăit împreună. Este un moment de depănare a amintirilor, de discuții, de bucurie, de revedere. Și schimbarea, transformarea voastră, renașterea voastră, vine legată de bani. Primiți bani, bani pentru activități care sunt cumva secrete sau mici activități pe care le-ați făcut pe lângă banii pe care îi primiți pentru salariu și vă simțiți bine. Adică acești bani în plus veniți vă dau o stare de bine. Puteți să fiți ca într-un fel de distracție. Împărțiți banii, puneți bani și pentru distracție, puneți bani și pentru o călătorie. Deci, vă permiteți. În schimb, karma voastră este aceea să vă aduceți această lume, care este un talisman al norocului. Este o stare de bine, fiindcă va aduce o schimbare sub protecția divină. Această schimbare este depinde numai de voința voastră, în primul rând, și este în toate domeniile, în comunicare, în relații, în sentimente, în energie, în vitalitate, în creativitate. Este un aspect foarte benefic pentru voi în această săptămână. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.